Eram în clasa nouă și eram foarte îndrăgostit de o fată. Ea nu știa asta. Uh, și în clasa 10 a intrat în trupa de teatru al liceului și m-am dus după ea, evident. Voiam să joc cu ea, vreau să stau cu ea, așa. Am jucat cu ea, dar nu s-a întâmplat nimic între noi. Uh, de am rămas cu actoria. În clasele primare, în școala generală, făcusem teatru la sărbări sau la alte festivități și aveam senzația că totul e, cum zic, o joacă de asta care nu mă interesa neapărat. Dar în clasa 10 -a, am întâlnit un om special, o cheamă Lenuș Teodora Moraru, e actriță la Botoșani și prietena mea, care prin Activitatea asta extrașcolară reușea să ne face pe noi să ne facă pe noi să ne manifestăm în integralitatea noastră emoțională. Adică, practic, nu mai era uh, o activitate în sine, uh, asta cu teatru după ore, ci era mai mult avea un efect terapeutic, așa că aveam voie să facem ce vrem noi. Practic, asta m-a uh, convins, ideea asta că poți să te joci de viața și ceilalți să creadă că te prefaci.